CAPITOLUL 3 Legea și Credința O, Galateni nechipzuiți! Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voiesc să știu de la voi! Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult, dacă în adevăr e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, căci cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit. Făgăduința și legea Fraților, vorbesc în felul oamenilor. Un testament, chiar al unui om, Odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte. Nu poate fi desfințat așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu,